trăim botezul focului mistuitor al Spiritului. De Ivan Poirier. Salutări, dragi frați și surori din eternitate! În acest moment simțim din ce în ce mai mult acest foc care vine direct din inima inimii, cea a sursei centrale, a fiecăruia dintre sori din galaxie, a Absolutului care stă la baza creației și a iubirii pe care o admirăm în aceste momente de har și de înviere. Inima vibrațională conține Spiritul Sfânt și reprezintă Spiritul Adevărului, paracliserul emis de sursă în tot sistemul solar. Devenim din ce în ce mai conștienți de omniprezența sa, de omniluminiscența sa și de focul său arzător, care ne eliberează treptat de conștiința obișnuită și de tot ceea ce o întemnițează. Această efervescență ne conduce la eliberarea matricei astrale și a anomaliei sale primare. Deși straturile izolante de închidere se dizolvă treptat, pentru cei mai mulți, acest lucru se manifestă în interiorul lor, fără ca ei să fie cu adevărat conștienți de acest lucru. Aceste manifestări ne fac să experimentăm noi efecte, oglinzi ale învierii la toate nivelurile prin vibrații, rezonanțe, focuri și raze care apar în noi fără să ne anunțe. Primirea primordială a Duhului Sfânt se manifestă mai întâi în creier, trecând prin receptorul minții, care nu o poate interpreta corect deoarece este subdivizată în două emisfere. Acest spirit al adevărului aduce schimbări în ritmurile fiziologice provocate de metamorfoze la nivelul hipotalamusului, al hipofizei și al epifizei. Acest lucru poate provoca anumite modificări ale obiceiurilor noastre alimentare, ale stărilor de spirit sau ale modului de a reacționa, deși toate aceste procese continuă în întregime în inima inimii. De îndată ce lumina adamantină pătrunde în creier, acesta se reunifică devenind din nou supramental, desprinzându-se treptat de creierul binar reptilian care era legat de matricea artificială. Acesta este un proces de conștiință suprapusă și este perfect normal. El permite conștiinței obișnuite să se alăture treptat supraconștiinței. Lumina autentică aranjează și aliniază frecvențele mentale pentru a le reunifica, ceea ce eliberează mintea de straturile izolatoare pentru ca ea să poată beneficia de cele 12 stele mariane, care sunt punctele de joncțiune ce unifică și se întrepătrund unele în altele, la fel ca și dimensiunile. Această nouă configurație sistemică a minții este localizată în centrul frontal, iar reunirea celor 12 stele extinde câmpul de conștiință pe întreaga frunte. Spiritul Sfânt este interpretarea perfectă a inteligenței inimii, care conduce ființele umane înapoi la iubirea eternă. El reprezintă inteligența fără pată și fără umbră,
exprimând cunoașterea ignorantă a spiritului pur, o cunoaștere instantanee a necunoscutului în care nu mai există distanțe. Cunoștințe falsificate, dezacorduri la nivel cognitiv, minciuni sau revelații orbitoare care mențin conștiința într-o viziune limitată. Această cunoaștere este cea a propriei noastre multidimensionalități, care nu are nimic de a face cu cunoștințele noastre, cu credințele noastre, cu conceptele noastre sau cu ideile noastre, deoarece această cunoaștere este un foc arzător care dizolvă tot ceea ce este fals și efemer. Atunci când experimentăm botezul copleșitor al focului Duhului Sfânt, nu mai putem avea nicio îndoială sau disonanță cognitivă. Supralărgirea ne permite să ne întoarcem privirea spre inima noastră de lumină, care vibrează la unison cu această inteligență care este adevărul pur. Această inteligență nu ne poate minți sau nu ne poate face să gândim, ci ne poate doar face să vibrăm instantaneu în ceea ce este just și echitabil, indiferent de situație. Scopul inteligenței inimii, care este aceeași cu inteligența luminii, este de a ne ajuta să ne eliberăm de această îngrădire, nu de a ne închide într-o matrice artificială în care viața este blocată de efemer. Inteligența inimii este cea a matricei cristice, care se dorește a fi eliberatoare, unificatoare și ascensională. Ea nu poate limita pe nimeni prin credințe ancestrale și, cu atât mai mult, poate diviza conștiința între forțele războinice ale binelui și răului. Ea deschide ușa către libertatea de a fi, nu către măsuri care împing conștiința să trăiască în trecut sau în ciclul reîncarnărilor, așa cum o învață științele iluzorii ale New Age. Întrucât suntem cu toții purtători ai acestei lumini autentice, nu mai avem nevoie să credem în modalități exterioare, deoarece inteligența inimii aliniază conștiința cu cine suntem cu adevărat. Inteligența inimii este cea a iubirii pure. Ea este lipsită de orice afectivitate subordonată, de orice emoție subiectivă sau de orice gânduri dualiste promulgate de credințe religioase lipsite de iubire. Inteligența inimii a Duhului Sfânt este experimentată zilnic prin intermediul gândurilor emisive spontane, care nu sunt în niciun caz intenționate, ci instantaneu creative, fundamental unificatoare și singulare, conducându-ne din nou spre a da drumul și a avea încredere în interiorul nostru, unde se află inima inimii. Aceasta este iubirea unicului, nimic mai mult, nimic mai puțin. Îmbrățișarea focului ignat al spiritului are loc progresiv în interiorul nostru, permițându-ne să trăim momente de libertate inegalabilă în care bucuria, pacea și fericirea se instalează în fiecare clipă a vieții noastre. Nu aveți absolut nimic de cerut, nici de făcut pentru a experimenta această copleșire. Acest botez al focului ignat al spiritului este pentru fiecare dintre noi, fără ca noi să trebuiască să facem ceva.
este ceea ce este elaborat pe larg în acest seminar, cu toată iubirea mea indicabilă. Sursa Galactic Press. Lectura Mihaela.